Astăzi, preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, a sfințit biserica Sfânta Cuvioasă Parascheva și sfinții români din Negrești Oaș, județul Satu Mare. Se sfințește biserica aceasta cu hramurile Sfânta Preacuvioasă Maică Parascheva și sfinții români, puterea cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, prin stropirea cu apă sfințită și prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir. În numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh. În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie pe un podium amenajat lângă biserică. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților locale, precum și numeroși credincioși. Parohia Negrești Oaș 3 a fost înființată nu cu multă vreme în urmă, iar de 5 ani a început lucrările la această biserică de lemn în stil maramureșan. Ne bucurăm că au reușit să o înalțe, să o pregătească pentru slujba de sfințire prin montarea acestei catapetezme deosebite și prin pregătirea mobilierului necesar. Au amenajat jos o sală multifuncțională unde vor face multe activități cu copiii și cu tineretul, de catehizare și de socializare. Vor face în continuare și la protopopiat o lucrare deosebită, pentru că are o sală socială acolo care este în curs de amenajare. Deci biserica și-a diversificat foarte mult și mai ales aici în protopopiatul Oaș dorim să remarcăm acest fapt. Și-a diversificat foarte mult activitatea în funcție de nevoile societății actuale. Mulțumim Bunului Dumnezeu și Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva. Au luat acest hram, au dorit să primească acest hram biserica lor, deoarece bisericuța din muzeu orașului Negrești Oaș, biserica istorică, tot de lemn, are acest hram. În semn de apreciere pentru activitatea desfășurată, preotul paroh a primit crucea Sfântul Iosif Mărturisitorul, iar binefăcătorii parohiei au primit diplome de vrednicie. De asemenea, ierarhul a oferit primarului orașului ordinul Sfântul Iosif Mărturisitorul pentru laici. O zi de mare bucurie și împliniri sufletești, pentru că exact în ziua praznicului Cuvioasei Parascheva, preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, a târnosit, a sfințit această frumoasă biserică de lemn, ridicată în stil arhitectural maramureșean, și este jertfa credincioșilor din parohia Negrești Oaș 3 și a celor care au susținut această frumoasă ctitorire vreme de 5 ani de zile. Este o datorie de suflet pe care noi am avut-o și e un dar pe care închinăm lui Dumnezeu pentru faptul că această biserică de lemn este prima biserică de acest gen din țara Oașului, ridicată după 150 de ani aproximativ, vreme în care știm prea bine că n-a rămas nici urmă din rândul bisericilor vechi de lemn din această zonă a episcopiei noastre. Răspunsurile la strană au fost date de grupul psaltic Theologos al episcopiei.